Știrea zilei este despre Cristina Ich și vreau să vă spun că pentru prima dată aceasta a vorbit despre căsătorie. Pentru că, după cum bine știm, frumoasa domnișoară formează un cuplu cu binecunoscutul Alex Pițurcă. Iar de când s-au împăcat, cei doi se înțeleg extraordinar de bine, iar asta o putem vedea și noi pe conturile lor de Instagram. Dar, chiar și așa, vreau să vă spun că nu o să-i vedem prea curând în fața altarului, adică deloc. Și asta nu o spun eu, a spus-o Cristina Ich în urmă cu câteva ore. A spus că nu se va mărita niciodată, că nu s-a visat niciodată în roche de mireasă. Și ce credeți? De aceeași părere este și Alex Pițurcă, că nu, el nu se visează în roche de mireasă pentru că n-ar avea cum, dar nici el nu își dorește să se însoare. Dar chiar și așa, cea care este declarată cea mai frumoasă femeie din România a declarat că este sigură, în schimb că și-a găsit bărbatul lângă care vrea să trăiască pentru tot restul vieții. Și încă ceva. Cristina Ich nu se gândește la căsătorie, însă la un jurământ, ceva care să îi lege, nu ar spune nu. Ce spuneți de asta? Cred. Daună totală, ne-a dat daună totală. Deci ea vrea un jurământ, dar nu vrea căsătorie. Dar cum? Nu căsătorie. Păi nu, să-i jure așa, băi, fii atent. Eu, după cuvântul meu, bă, jur că nu o să, nu știu, nu o să mă duc, nu o să mă întorc, nu o exact, să fac nimic. Cam așa. Asta e, pe mai mult de atât ce poți să faci? Că poți să... Sau să jură pe roșu, uite că tu ești îmbrăcat în roșu azi. Uite, da, jur pe roșu, pe cuvântul meu, de pe sacoul meu, dacă te mint. Și de asta e da, foarte interesant. Mie un porumbel mi-a șoptit altceva, cum că relația lor, da, un porumbel era gri. Dacă sunt pe punctul de a face acest pas, așa că cine știe, cred că o să apară direct cu inelul pe mână și cu certificatul, așa că Doamne ajută, dar avem și multe alte declarații. E pe sigură care că nu era pescăruș? Mai târziu. Nu, nu, porumbel era. Porumbel, porumbel era, Gigică, nu? Da. Mi-a șoptit o porumbel ca să vină zine el. Mulțumim, Mătărina, te pupăm, să ai o zi frumoasă. O zi minunată și încă o dată la mulți ani pentru tăticul tău. Bravo. Mult vă pup, pupa!